O companie germană cu tradiție a ales Hunedoara pentru a-și deschide un prim punct de lucru în România. Compania produce echipamente de protecție și confecții textile de tip uniformă pentru clienții din cadrul autorităților publice, armatei și poliției, dar și alte echipamente specializate. Aceasta operează acum la nivel internațional, cu filiale și societăți partenere, printre care Canada, Australia, Noua Zeelandă și Tunisia. Nici primăria Hunedoara nu are teren disponibil pentru construirea fabricii, situație întâlnită și la alte primării, dar a găsit soluții, ca urmare a bunelor relații între administrația locală și mediul privat. Ei au căutat o locație, noi tot am ținut legătura cu diversi oameni de afaceri din Hunedoara care aveau locații de acest gen. Practic ei se mută într-o locație a unui privat și au dorit să discute și cu autoritățile locale, să vadă cu ce pot fi ajutat, că e vorba de o lucrare de infrastructură în zona respectivă, respectiv amenajarea unei străzi. Mm-hmm. Avize de ce au nevoie și au venit la o discuție, au fost fixată mai de mult întâlnirea aceasta. Acolo în zona mai a fost cineva tot așa, a fost cântat de locație, s-a mai deschis o fabricuță. Este bine că se menține o relație ok cu mediul privat, cu cei care pot să închirieze spații, pentru că primăria nu are hale ca să le ofere și atunci am apelat la privați. Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțeanu, mai spune că administrația locală susține cu toate pârghiile legale de care dispune orice investiție nou făcută, știută fiind importanța locurilor de muncă. Cu ce poate să-i susțină și administrația locală din punct de vedere legal? Încercăm să întâlnim cât mai multe relațiile aceștia cu investitorii, pentru că sunt importante. Aici vorbim de impozitul pe venitul general care îl atragi ca și primărie, locurile de muncă. Potrivit reprezentanților primăriei Hunedoara, pentru început, compania germană va avea nevoie de aproximativ 50 de salariați, iar într-o a doua etapă de dezvoltare, numărul acestora va crește până la 100.